Salutare dragii mei și bine ați venit la o nouă rețetă! Azi pregătim un delicios orez cu pui și legume. Este foarte ușor de făcut, în foarte puțin timp și este o mâncărică super delicioasă. Rămâneți până la final pentru a vedea cum pregătesc eu acest orez. În continuare vă voi lăsa lista cu ingredientele necesare, o puteți găsi de asemenea și în descrierea acestui videoclip unde aveți linkul către rețeta scrisă pas cu pas. Am aici două pulpe de pui pe care le-am spălat foarte bine înainte, iar acum le voi tăia pe jumătate. Acum am să pun pulpele la fiert, le voi pune într-o cratiță în care am pus aproximativ 2 litri și jumătate de apă. Am să o las să ajungă apa la punctul de fierbere când va începe să facă spumă, după care voi aduna spuma cu o spumieră. Și exact ce vă spuneam înainte, când apa începe să fiarbă, am să adun ușor spuma. După aceea adăugăm o ceapă tocată mărunt, o tulpină de țelină tot așa tocată mărunt, dacă aveți rădăcină puteți să tocați de rădăcină și aceasta este la fel de bună. Punem și un morcov tocat în cubulețe, o linguriță de sare, și foarte puțin ulei de măsline, aproximativ 2 linguri. Lăsăm carnea de pui să se fiarbă foarte bine, aproximativ o oră. Când carnea este fiartă, o scoatem într-o farfurie, o lăsăm să se răcească un pic, după care o putem scoate de pe os și tăia în bucățele mai mici. Acum punem o cratiță la foc în care vom adăuga un pic de ulei de măsline sau uleiul care îl folosiți de obicei și îl lăsăm să se încingă. În acest ulei încins adăugăm mai întâi o felie de ardei gras roșu pe care l-am tocat mai înainte în cubulețe. Călim ardeiul aproximativ 3-4 minute la foc moderat. Am aici și orezul, eu am o ceașcă nu foarte plină de orez, sunt 120 de grame, este exact pentru 4 porții. Îl pun într-un castron cu apă și îl spăl foarte bine înainte de a-l pune la fiert. Mai amestecăm din când în când și în ardei pentru a se prăji pe toate părțile. Când ardeiul este aproape prăjit, putem să adăugăm și un grăunte de usturoi tocat mărunt. Îl vom căli și pe acesta împreună cu ardeiul aproximativ un minut. Usturoiul îi va da un gust extraordinar de bun orezului, dar în cazul în care nu vă place, nu-l puneți. Adăugăm acum și orezul pe care l-am spălat înainte, îl amestecăm bine cu ardeiul și usturoiul și îl călim aproximativ un minut. Amestecăm în continuu pentru a-și lua foarte bine gustul de la usturoi și de la ulei. Iar acum peste orez vom adăuga din supa de pui pe care am pregătit-o înainte când am fiert carnea. Vom pune aproximativ 2 căni pline, sunt 500 de ml. Bineînțeles, adăugăm și legumele din supă. Iar acum în acest orez voi adăuga și 2 pumni de mazăre congelată, pentru că este foarte gustoasă și foarte nutritivă. În cazul în care nu vă place, nu o puneți, dar eu vă sfătuiesc să o faceți pentru că orezul va ieși foarte gustos. Iar mazărea congelată se găsește foarte ușor în supermarketuri și nu este atât de scumpă. Acoperim cratița și lăsăm orezul să fiarbă împreună cu legumele până când supa scade de tot, iar boabele de orez sunt foarte bine fierte. Când s-a răcit carnea, o putem scoate de pe os și tăia în bucăți mai mici. Profit de acest moment pentru a vă invita să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o, este gratis și puteți să dați un like acestui videoclip și să-l distribuiți cu prietenii voștri în rețelele sociale. Așa puteți să aveți și voi la îndemână rețeta de câte ori aveți nevoie de ea. Când orezul este aproape gata, putem să adăugăm și carnea de pui, o amestecăm foarte bine cu orezul, după care o mai lăsăm să dea un clocot, aproximativ 2 minute. Dacă doriți, acum puteți să adăugați și puțin pătrunjel proaspăt tocat mărunt sau chiar și mărar. Orezul meu este gata pentru a-l servi, după cum vedeți eu am pus o porție într-o farfurie, iar pe deasupra îi voi pune puțin piper măcinat. Nouă ne place foarte mult așa. Și este gata pentru a-l savura. Dragii mei, după cum ați văzut, rețeta este foarte ușoară, cu ingrediente economice și obținem o mâncărică extraordinar de delicioasă și hrănitoare.
Sper că v-a plăcut ideea și dacă este așa, nu uitați de like, share, subscribe. Mă puteți urmări și în rețelele sociale, vă las linkurile în descrierea acestui videoclip. Tot aici veți găsi și linkul către pagina mea de bucătărie, unde veți găsi foarte multe rețete scrise, atât în limba română, cât și în limba spaniolă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă aștept și la rețeta următoare, aveți grijă de voi și numai bine!